Coro de bene ceri, cânte sobos, cânte Domnul lui Iisus, lui Iisus, lui Iisus, care viață ne-a adus. Lui Iisus, lui Iisus, care viață ne-a adus. La această sfântă liturghie ne rugăm și pentru răposatul Dumitru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Fraților, să ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea Sfintei Liturghii, în această zi care este în timpul octavei Paștelui, adică o continuă sărbătoare a Învierii Domnului. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și cu misiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Doamne, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Hristoase, ne dură-te de noi! Hristoase, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Doamne, ne dură-te de noi! Mărire în cer lui Dumnezeu! Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, are ei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.
Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domnul, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Dumnezeule, Tu ne dai bucuria de a sărbători în fiecare an învierea Domnului. Te rugăm să ne dăruiești cu bunătate harul, ca prin sărbătorile pe care le celebrăm în timp, să ne învrednicim a ajunge la bucuriile veșnice. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru și Ioan urcau la templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea. Atunci era dus un om, olog din naștere, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, numită Cea Frumoasă, ca să ceară pomană de la cei care intrau în templu. Văzându-i pe Petru și pe Ioan, care aveau de gând să intre în templu, el le-a cerut să-i dea de pomană. Petru și-a țintit privirea asupra lui și, împreună cu Ioan, i-a zis, uită-te la noi. El i-a privit cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei, dar Petru i-a zis, argint și aur nu am, însă ceea ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazarineanul, ridică-te și umblă. Și prinzându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Îndată i s-a întărit picioarele și glesnele și, sărind în picioare, a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudându-l pe Domnul. Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu și l-au recunoscut. El era acela care ședea la poarta cea frumoasă a templului ca să ceară pomană. Au fost cuprinși de teamă și uimire pentru cele ce i se întâmplaseră. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul. Să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul. Lăudați-L pe Domnul, invocați numele Lui. Faceți cunoscute printre popoare faptele sale minunate. Cântați-i, cântați psalmi, meditați la toate minunile sale. Să se bucure inima celor care le caută pe Lăudați-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Căutați-L pe Domnul și ajutorul Lui, căutați întotdeauna fața Lui.
să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Voi, descendenții lui Abraham, slujitorul lui, voi, copiii lui Iacob, aleșii lui, El, Domnul, este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui sunt lege pentru tot pământul. Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. El își aduce aminte totdeauna de alianța sa, de cuvântul pe care l-a dat pentru 1000 de generații, de alianța pe care a încheiat-o cu Abraham, de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul. Toți creștinii aduc laude mielului pascal, mielul a răscumpărat turma. Hristos cel nevinovat i-a împăcat pe păcătoși cu Tatăl Ceresc, viața și moartea s-au luptat în mod minunat. Stăpânul vieții care a murit, domnește acum viu. Spune-ne, Marie, ce ai văzut pe cale? Am văzut mormântul lui Hristos care trăiește și slava celui înviat. Pe îngerii care au dat mărturie, giulgiul și veșmintele, a înviat Hristos, speranța mea, va merge înaintea voastră în Galileea. Știm că Iisus a înviat cu adevărat din morți. Tu, Rege biruitor al morții, ai milă de noi. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În aceeași zi, prima a săptămânii, iată că doi dintre discipolii lui Iisus se duceau spre un sat al cărui nume era Emaus,
care era cam la 60 de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L recunoască. El le-a spus, ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe drum? Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, numit Cleopa, răspunzând, i-a spus, numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea? El le-a zis, ce anume? Ei au spus, cele despre Iisus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă și cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum arhiereii și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi speram că El este Cel care trebuia să elibereze Israelul, dar cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Ba mai mult, unele femei dintre ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis de dimineață și, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că El este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au spus femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci le-a spus, o, nepricepuților și greoi de inimă, în a crede toate cele spuse de profeți, oare nu trebuia Hristos să sufere acestea și să intre în gloria Sa? Și, începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate scripturile cele referitoare la El. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, El s-a făcut că merge mai departe. Dar ei l-au îndemnat insistent, rămâi cu noi, pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșite. Atunci a intrat să rămână cu ei. Și pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul, oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica scripturile? Și ridicându-se, în același ceas s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei 11 și pe cei care erau cu ei și le-au zis, Domnul a înviat într-adevăr și i s-a arătat lui Simon. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum a fost recunoscut de ei la frângerea pâinii. Cuvântul Domnului, laudă ție de Hristoase! Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul Maria TV sau pe internet, fragmentul evanghelic pe care l-am ascultat astăzi și îl ascultăm în fiecare an, în ziua de miercuri din săptămâna luminată în care ne aflăm acum, ne prezintă episodul mișcător al ucenicilor de la Emaus. Acești doi ucenici se îndreptau complet dezolați spre casa lor în urma celor petrecute cu prietenul lor, Iisus din Nazaret, care acum era mort. Perduseră orice speranță. Totul părea terminat pentru ei. Noi speram
că El va fi eliberatorul lui Israel, dar iată, astăzi este deja a treia zi de când s-au petrecut toate acestea. Într-adevăr, cuvinte grele ale unei speranțe pierdute. Se spune pe drept cuvânt că ultima care moare în om este speranța. Când ai pierdut speranța, este jalnic. În această situație se aflau cei doi ucenici. Făcând aplicații acum la viața noastră de credință, trebuie să recunoaștem că suntem puși și noi adeseori în viață în situații asemănătoare. De exemplu, moartea unui prieten drag, un eșec, o îngrijorare, o problemă insolubilă, un păcat de moarte comis voluntar și așa mai departe. Toate acestea ne aduc dezolare, mâhnire adâncă, supărare mare, amărăciune în sufletul nostru. Încotro să apucăm Evanghelia pe care am ascultat-o, ne vine în ajutor pentru că spune așa Evanghelistul. Și aici găsim rezolvarea. Iisus însuși s-a apropiat și a început să meargă cu ei. Iisus însuși s-a apropiat, mergea cu ei fără ca ei să-L recunoască. Dar era cu ei. Iată răspunsul pe care îl așteptăm. Pe drumul vieții noastre pământești, nu suntem singuri niciodată, niciodată. Nu suntem părăsiți de Dumnezeu, așa cum ni se pare uneori. M-a uitat Dumnezeu, a uitat de noi Dumnezeu, de mine. Nu, niciodată nu ne părăsește Dumnezeu. Iisus este cu noi, este în mijlocul nostru. Chiar dacă noi încă n-am învățat să sesizăm prezența Lui în viața noastră, El este implicat în problemele noastre, cum nici nu ne dăm seama. Ne însoțește mereu pe drumul vieții noastre pământești, așa cum i-a însoțit pe cei doi ucenici care mergeau dezolați acasă la Emaus. După ce s-au întâmplat acele lucruri, le-am auzit în Sfânta Evanghelie, cu prietenul lor, Iisus. Iisus era cu ei, dar nu l-au recunoscut. Și ei povesteau lui Iisus, cum tu n-ai auzit? Vii acum de la Ierusalim ca și noi și nu știi ce s-a întâmplat acolo, ce anume? Se face Iisus că nu știe. Și începe ei să povestească cu detalii toate. Vă puteți cum se simțea Iisus auzind aceste cuvinte relatate de cei doi ucenici. Durerea mare în viața noastră, că facem aplicare la viața noastră de credință, este că știind, sau poate nu știm, nu ne dăm seama că n-am învățat acest lucru, dar trebuie să-L învățăm, că în El trăim, ne mișcăm și suntem, spune Sfânta Evanghelie. Durerea mare este că ochii noștri ne sunt legați, ca să nu-L recunoaștem. Ne sunt legați din cauza păcatelor noastre, din cauza micimii credinței noastre. De aceea nu-I sesizăm prezența, dar El e cu noi. Pentru a-L redescoperi atunci când L-am pierdut, Evanghelia pe care am ascultat-o ne prezintă două mijloace. Cuvântul lui Dumnezeu și frângerea pâinii, adică Euharistia. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Biblia, Cartea Cărților. Prin ea Dumnezeu însuși ne vorbește și va vorbi lumii până la sfârșitul ei. Prin ea Hristos cel Înviat vine la noi să ne lămurească, să ne încurajeze, să ne lumineze, să ne scoată din dezolare. Tocmai de aceea să iubim Biblia, să luăm contact cu ea mereu,
nu numai când venim la biserică, acum stăm acasă, dar va trece timpul acesta și vom veni din nou la biserică. Și ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie sau la orice celebrare liturgică, se citește din Biblie, adică e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin Scripturi, dar să pătrundem mai adânc în conținutul Bibliei, ca să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să știm ce vrea Dumnezeu de la noi, ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Ați auzit cum spune Iisus? O nepricepuților, o nepricepuților și greoi la inimă în a înțelege Scripturile, nu trebuia oare Hristos să sufere toate acestea și să intre în gloria sa? Așa le-a vorbit Iisus celor doi în drum spre casa lor, spre Emaus. Vechiul Testament din care le vorbea Iisus celor doi îl pregătește de fapt pe cel nou. Vechiul Testament îl pregătește pe Noul Testament. Este o legătură strânsă, indestructibilă între aceste două testamente. În centru este totdeauna Hristos. Totdeauna este El. Scriptura este ca o hrană pentru sufletele noastre, menită să ne-L descopere pe Dumnezeu atunci când L-am pierdut și îl pierdem prin păcatele noastre. Sfântul Augustin, când era înglodat în răutăți și păcate, într-un moment de dezolare, cum erau cei doi ucenici spre Emaus, aude o voce care îi spune, Tole et lege, ia și citește. Și a luat Sfânta Scriptură, a citit și s-a convertit cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Ieronim, mare iubitor al Sfintei Scripturi, se spune că în genunchi a tradus Biblia în limba latină, cunoscută sub numele de Vulgata, la Betleem. Acesta este primul mijloc și eficace, dacă știm să-l folosim, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu atunci când îl pierdem prin păcatele noastre. Și al doilea, frângerea pâinii, la care luăm parte și acum, Sfânta Liturghie, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, este semnul eficace al prezenței lui Iisus înviat între noi. Este marele mister al credinței noastre, un semn umil, sărac, modest, pâine și vin. Sub chipul pâinii și al vinului vine El de fiecare dată când preotul celebrează Sfânta Liturghie în mijlocul nostru. Semn umil, modest, dar extraordinar de bogat în conținut. Îl conține pe Dătătorul Vieții, pe Hristos Domnul, Cel care a murit și a înviat pentru noi. În acest semn îl vom recunoaște pe Iisus așa cum L-au recunoscut cei doi ucenici de la Emaus. Că ați auzit, spune Evanghelistul, L-au recunoscut la frângerea pâinii și apoi s-a făcut nevăzut. Iată de ce este necesar să credem în Euharistie, să adorăm Euharistia și mai ales să o mâncăm. Acum, în mod spiritual, dumneavoastră, cei care sunteți acasă, din cauza pandemiei în care ne aflăm, dar apoi, când vom reveni la biserică, poate între timp prindem gust mai mare pentru Euharistia sacramentală. Când vom veni la biserică, să ne păstrăm sufletul mereu curat, că atunci când participăm la Sfânta Liturghie, pentru o participare deplină și eficace, trebuie să ne și împărtășim sacramental cu Iisus. Acum, dumneavoastră, cei de acasă, îl primiți în mod spiritual și noi vă ajutăm la fiecare Sfântă Liturghie, dar să înțelegeți și să înțelegem toți ce mare importanță are Sfânta Liturghie, Euharistia în viața noastră, mijloc eficace, cel mai eficace mijloc de a-L redescoperi pe Hristos, pe Dumnezeu, atunci când L-am pierdut prin păcatele noastre. În concluzie, să-I spunem lui Iisus, așa cum i-au spus cei doi ucenici, rămâi cu noi, Doamne,
că se face seară, ziua este pe sfârșit. Fraților, viața noastră este așa de scurtă în comparație cu veșnicia care urmează, după ce închidem ochii pentru acest pământ, să rugăm pe Iisus, pentru că îndată se face seară, seara vieții noastre. Noi avem impresia că trăim și am vrea să trăim și 100 de ani, 200 de ani, dar nimeni nu trăiește astăzi atât. Îndată se face seară și trebuie să mergem acasă, la Tata. Ne așteaptă El, veșnicia ne așteaptă să rugăm pe Iisus ca în călătoria acestei vieți scurte pământești, rămâi cu noi, Doamne, că se face seară îndată, avem nevoie de Tine. Ajută-ne să fim martori curajoși în mijlocul oamenilor despre învățătura Ta și mai ales despre învierea Ta glorioasă. Vrem ca, nu singuri, ci împreună cu alții, să ajungem într-o zi în casa Tatălui veșnic, acolo unde Tu te-ai dus să ne pregătești un loc. Amin. Hristos a înviat. Fraților prea iubiți, credința înseamnă recunoașterea prezenței active a lui Hristos în Sfânta Eucaristie. Rugăciunea noastră se exprimă prin cuvintele ucenicilor de la Emaus, pe care le vom repeta. Doamne, rămâi cu noi! Doamne, rămâi cu noi! Doamne Iisuse, prin puterea numelui Tău, șchiopul a fost vindecat. Dăruiește bisericii Tale harul de a se angaja pentru înlăturarea oricărei mizerii umane prin numele și iubirea Ta. Să ne rugăm! Doamne, rămâi cu noi! Doamne Iisuse, Tu Te-ai alăturat ucenicilor descurajați și deprimați. Dăruiește preoților Tăi să nu se descurajeze în fața insucceselor și a dificultăților. Să ne rugăm! Doamne, rămâi cu noi! Doamne Iisuse, apostolii au fost instrumentele puterii Tale. Dă tuturor celor care invocă ajutor în vindecare să poată întâlni persoane care să le ajute sufletul. Să ne rugăm! Doamne, rămâi cu noi! Doamne Iisuse, Tu ai explicat Scripturile și Te-ai descoperit ucenicilor de la Emaus la frângerea pâinii. Dă comunităților noastre harul de a Te recunoaște în cuvântul anunțat și în pâinea frântă la liturghiile noastre euharistice. Să ne rugăm! Doamne, rămâi cu noi! Doamne Iisuse, Tu ai transformat inima deziluzionată și rece a ucenicilor. Ajută-ne ca, participând la Sfânta Liturghie, sufletul să ne fie inundat de acea căldură care încălzește inima. Să ne rugăm! Doamne, rămâi cu noi! Doamne, fă ca fiecare participare la Sfânta Liturghie să ne facă să devenim ceea ce primim, adică o viață dăruită altora, unită cu trupul Tău care pentru noi și pentru toți a fost frânt și răstignit și acum trăiește pentru totdeauna. Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Amin. Când plaie primăvară, e nefloare îmbrăcat, creștinul cântă iar, Hristos a înviat. Creștinul cântă iar, Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Hristos a înviat. În zare aurora, ca din cer spalat, ne spune
tuturora, Hristos a înviat. Ne spune tuturora, Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Hristos a înviat. Aleluia, aleluia, Hristos a înviat. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale Biserici. Primește, Doamne, te rugăm, jertfa orânduită spre răscumpărarea omenirii și împăcat prin ea înfăptuiește în noi mântuirea trupului și a sufletului. Prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și mi-e cu Duhule Tău. Sus inimile. Adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi în care a fost jertfit mielul pascal Hristos Domnul nostru. El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Sfânt, 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 Domnul Slavă, este cerul și pământul de mărirea ta, de mărirea ta. Osana, 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 netro ce de sus, netro ce de sus, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Osana, 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 netro ce e de sus, netro ce e de sus. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia,
Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
ci nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra Ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra Ta păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra Ta păcatul lumii, dă-ne nouă pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra Sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, eu Te cred aici de față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă necred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete Te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta. Amin. Să fii, deci vino, Doamne.
ce noi toți cu dragă te vom primi. Iisuse, bubune, vino, cu dore te am așteptat. Noi viața întreagă ți-o vom chinăm, pe tine te vorbim. Iisuse, bune, te rugăm, nici când să nu ne părăsești, ca în veșnicii vie să-ți cântăm, cu ce te ne-ncerești. Iisuse, bune, vino, cu dore te am așteptăm. Noi viața întreagă ți-o vom chinăm, pe tine te vorbim. Primirea preasfântului trup și sânge al Fiului Tău să ne curețe de toată întinarea omului vechi și să ne transforme în făptură nouă prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Mulțumim lui Dumnezeu, aleluia, aleluia. Încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposatul Dumitru, pentru ca Dumnezeu să-l învie ziua de apoi și să-l așeze în rândul sfinților săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră privire, la chiar și morții te-ai supus, și ai revistrin iar șmanul, pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu cană de lava primine să o slavă în așteptarea ta, și atunci când vei veni la numele tău, oiește numele tău bine. Primește-ne, nata lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor.
pe slujitorul tău, Iisuse, care din lume a plecat, con dul în veșnica lumii vină, să te slăvească nenecetat. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște pe pășunii verzii, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui său. Chiar dacă ar fi somnul prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei. Îmi înșcapul punte de lemn și paharul meu e plin de sereva varăsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, îndură-Te de el. Hristoase, îndură-Te de el. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul slujitorului Tău, Dumitru, pe care L-ai chemat din această lume, la loc de lumină și de pace, și să-L unești cu mulțimea Sfinților Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică dă-i o lui Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Amin. Voi să fim cu adevărat sosit ceasul așteptat, Hristos din morți a înviat. Aleluia, aleluia, aleluia. Cerescul crai deschide-mă.